Bună și bine ați venit pe Tarotada! Dragilor, în descrierea clipului găsiți un link, accesându-l puteți deveni membri ai acestui canal. Vă așteaptă acolo beneficiile pentru fiecare categorie în parte, flori de câmp, flori de tei sau flori astrale. Și să vedem astăzi, să citim, să facem o deschidere pentru ce urmează în iubire, viitorul în iubire. Mi s-a cerut acest subiect și să vedem ce urmează să se întâmple în planul vostru sentimental. Este o citire colectivă, atemporală, valabilă și pentru doamne și pentru domni. Nu îți asculți sufletul. Sufletul tău are ceva să-ți transmită. În liniște, mintea se liniștește și poți să-ți asculți vocea sufletului. Da, ce urmează pentru voi poate urma ceea ce voi vă doriți, atâta timp cât vă ascultați inima. Cupidon. Wow, ce frumos este aici. Sunt trei cărți superbe, dragilor. Ascultați-vă sufletul, iubirea vine, nu este nimic aici pentru care să te îngrijorezi. Vedeți ce frumoase sunt aceste cărți. Sunt toate într-o conexiune divină. Ești într-un progres acum, ești într-un tranzit. Probabil ați ieșit dintr-o relație grea, dacă nu ați ieșit, poate încă mai sunteți în acea relație, dar sunteți rupți, conexiunea e ruptă, conexiunea energetică și sunteți într-un progres. Mergeți încet, încet, vă ascultați din ce în ce mai mult sufletul. Vreți o familie fericită, fiecare dintre cei care vă uitați la acest clip, spre acest ideal tindeți, o familie fericită. Dragilor, aici se arată o iubire frumoasă la orizont. Ascultă-ți sufletul și manifestă tot ceea ce îți dorești tu, pentru că o persoană îndrăgostită ajunge în viața ta, îndrăgostită de tine. Nu trebuie să te îngrijorezi de nimic. Cu cât ne îngrijorăm mai mult, cu atât îndepărtăm persoanele care trebuie să ajungă în viața noastră pentru a împlini un destin. Dragilor, urmează aici pentru voi o perioadă foarte frumoasă pe plan sentimental. Îl avem pe Cupidon și haideți să vedem persoana nouă. O persoană superbă, o persoană care poate asculta aceeași muzică preferată a voastră, o persoană trezită în comuniune cu natura, într-o legătură specială cu natura. Posibil să o întâlniți într-un pelerinaj la iarbă verde, undeva unde aveți o conexiune deplină cu natura. Aici văd multe lacrimi și multe lucruri pe care trebuie să le lăsați în urmă. Dacă încă sunteți într-o conexiune, nu vă mai doriți conexiunea în care sunteți, nu vă mai regăsiți, pentru că acolo acel om alături de care ați trăit a scos tot ce-i mai rău din toți cei implicați în această relație. Da, ați ajuns la capătul răbdării aici, voi ați trecut prin picătura chinezească, tot ce a fost de spus a spus în trecutul vostru. Nu mai vorbiți cu persoanele din trecut, dacă sunteți într-o conexiune, acolo conexiunea s-a rupt, nu mai există decât poate o ultimă strigare, dar apoi toate stringurile se rup, pentru că voi vă doriți cu totul altceva. Da, văd aici că nu mai doriți să spuneți persoanei din trecut sau ați făcut pace cu această persoană. Sufletul v-a plâns aici. Văd persoane care ați lăsat în urmă o dragoste mare. O persoană care ați plâns după ceva ce a fost, după laptele vărsat, nu a fost conexiunea pe care voi ați sperat-o. Da, doriți ceva corect, egal, cu tot ceea ce voi ați oferit. Și veți primi, dragilor, pentru că aici au fost prea multe lucruri spuse și prea multe probleme. Mai este și rândul vostru să primiți ceea ce meritați. Persoanele din trecut le lăsați cu tot ceea ce au făcut. Văd persoane care v-au trădat. Aici un circ întreg a fost. Cine vine acum în viața voastră? Un maestru al destinului tău.
alături de care să poți parcurge liniștit drumul vieții tale. Deschideți ochii. Aici este al treilea ochi, unde ți se spune că nu vezi, nu ți asculți intuiția. Prima carte este ascultarea, ascultarea sufletului, ascultarea intuiției. Nu ți asculți sufletul. Sufletul tău tânjește după această iubire. Aici este sufletul rupt, care începe să se vindece. Va rămâne o cicatrice, dar se însănătoșește. Ești cel mai bun, ești cea mai bună. Aduci în viața ta un star, o stea, o persoană frumoasă. Da, văd aici lucruri minunate. Manifestă-ți propriile miracole. Manifestă-ți dorința. Dragilor, puneți-vă în conexiune cu voi, cu inima voastră. Conectați-vă la sufletul vostru și la inima voastră, la sinele vostru. Fiți conștient de voi. Și de ce își dorește sufletul vostru? Pentru că aici ați stat într-o tristețe și acum nu vă mai regăsiți. Sinele vostru vă spune că vă doriți altceva, că trebuie să intre în viața voastră o iubire unică. Aici este Cupidon. Haideți să vedem persoana care vine în viața voastră. Va echilibra totul, dragilor. Aici avem 6 de monede. Va echilibra viața voastră și veți merge împreună spre această comuniune, spre această uniune sacră. Aici văd o relație sensibilă cu doi oameni empatici, muzică și natură, frumusețe, liniște, pace în suflet. Vă va aduce persoana care vine în viața dumneavoastră. Haideți să vedem. Un rege de monede, o persoană stabilă. Taur, fecioară, capricorn, care vine de departe, care și ea, la rândul ei, a făcut pace cu trecutul. Nici această persoană nu a avut foarte mult noroc, exact ca și voi. Tot ce ați oferit parcă a fost în van, dar acum, dragilor, începeți să primiți înapoi tot ce ați oferit și trebuie ca să faceți aceste lucruri, să vă reinventați, să vă ascultați sufletul, să depășiți orice obstacol. Aici acest om urcă acest munte, greu, dar îl urcă. Iar cavalerul de bâte vă arată că veți face ca lucrurile să meargă, veți merge adânc în interiorul sufletului vostru și veți descoperi ceea ce aveți de descoperit. Da, lăsați în urmă o persoană în zodie de foc sau de aer sau redeveniți voi cei care sunteți. Începeți aici să vă gândiți la voi, la scopul vostru, la tot ce ați oferit și puneți în balanță. Și o să vă spuneți că e cam timpul să primiți înapoi tot ce ați oferit ca să se facă un echilibru. Vedeți aici această doamnă renunță și pleacă. Se mai uită o dată în urmă și pleacă mai departe. Da, aici nu mai văd regrete. Văd că ați ieșit din regrete. Ați făcut pace cu trecutul. 3 de săbii, cu o trădare, cu o persoană care nu a fost acea persoană pe care voi ați crezut-o. Voi ați crezut, ați avut în mintea voastră o relație, dar relația în care voi ați fost nu era. Este timpul să vină acea persoană pe care voi ați avut-o în mintea voastră. Vedeți, aici este asul de săbii, aici este asul de bâte, iar aici un 8 de cupe. Și 5 de bâte. Vi se spune să plecați din acest conflict și să manifestați în liniște iubirea. Pentru că iubirea ajunge în viața voastră, Cupidon. Persoana potrivită ajunge în viața voastră și este o persoană stabilă care acum se îndreaptă către voi. Lăsați calea deschisă, dragilor. Ce urmează pentru voi în iubire? Viitorul în iubire este fantastic. Aici este magicianul. O magie. Iar aici este cavalerul de cupe. O persoană care, vedeți, vine triumfătoare, frumoasă, să vă ofere o cupă cu iubire. Este o persoană generoasă, un rege de monede, un personaj stabil, un personaj care are o împărăție, care are
statut social, avere, frumusețe, bunătate. Da, asta ați oferit și voi în trecut, dragilor. Acum văd aici un progres, mergeți spre ceea ce voi ați oferit. Un paj de cupe, o persoană îndrăgostită care vine și vă declară pajul și cavalerul de cupe. Avem aici rac, scorpion, pești, taur, fecioară, capricorn. Avem și regele, avem toate zodiile. Regele de aer, gemeni, vărsător, balanță, sunt și zodii de foc. Dacă persoana este mai tânără decât voi, este în leu, berbec, săgetător. Fiecare și ia de aici energiile cu care coincide. Dacă e o persoană mai în vârstă, este o persoană în zodie de pământ. Dar dacă sunteți de aceeași vârstă sau aproximativ, persoana este în zodie de aer sau în zodie de apă, o magie se scrie acum pentru viitorul vostru în iubire. Da, este frumos aici. Greu a venit această relație, aici este un cavaler de pământ. A venit greu în viața voastră, pentru că aici ați avut de învățat o lecție. Dar această persoană care vine este un împărat. Este o persoană care știe ce are de făcut. Dacă este domn, este într-o energie masculină totală. Dacă este doamnă și vă regăsiți, este într-o energie feminină totală. Iar voi împreună veți fi ca Yin și Yang, un cuplu perfect, fericit. Da, aveți doi ași, dragilor, și puterea, doi oameni care își regăsesc puterea, doi oameni care își regăsesc credința în iubire. Da, foarte frumoasă această etalare, acest viitor. Vedeți, aici este o persoană foarte frumoasă, loială, comunicați empatici, comunicați telepatic, sunteți empatici, comunicați cu natura, vă place în natură, poate acolo să vă și întâlniți într-un mediu verde, în natură, undeva unde cresc mulți copaci, într-o livadă, într-o zonă cu mulți copaci. O persoană, te vei lovi de ochii acestei persoane și ochii voștri vor merge până în adâncul sufletului vostru, unde se vor regăsi. Aici sunteți suflete pereche care vă reîntâlniți pentru a merge mână în mână mai departe. Vreau să văd persoana nouă. Ce se întâmplă aici cu persoana nouă care vine? Cine este? O persoană devotată, o persoană care te visează dinainte să te cunoască. Dacă vă cunoașteți cu această persoană, poate fi o persoană cu un statut bun, poate fi în haina statului sau poate fi medic, poate fi profesor, poate fi avocat. Doar pe tine te visează această persoană. Întâlnindu-vă, știe că v-a găsit. Foarte frumos. Da, aici voi ați suferit și v-ați detașat de suferința din trecut. Persoana nouă care vine, vine pentru visul de a avea o pereche potrivită. Ați mai avut ocazii și în trecut și le-ați ignorat pentru că nu au fost ceea ce voi v-ați dorit. Aici nu vă mai doriți o relație doar în capul vostru și ați eliberat energiile negative. Vreți o relație de lungă durată. Da, probabil ați cochetat aici și cu internetul, ați căutat și acolo. Dragilor, această persoană vă găsește ea. Aici tu plângi după o persoană, o persoană plânge după tine. Voi nici nu vă cunoașteți, vă veți cunoaște foarte curând. Deocamdată lucrurile sunt foarte simple. Trebuie să stai într-o meditație, trebuie să te asculți, trebuie să știi cu adevărat ce îți dorești. Aici persoana aceasta te va găsi în zilele următoare, vă veți întâlni și va ști, veți simți acest lucru, că ați întâlnit persoana potrivită, poate înainte să vorbiți cu această persoană. Da, aveți în minte aici niște concepții, că toate persoanele pot fi la fel, ca persoana din trecut care a trădat, ca acea vorbă, toți bărbații sunt la fel, toate femeile sunt la fel. Dragilor, este o credință, vouă vă trebuie o singură persoană care să vină să împlinească visul vostru, iar acea persoană vine acum. Nu putem
cataloga orice om să-l băgăm în aceeași oală din cauza unei persoane care a trădat sau din cauza unor lucruri pe care noi le-am auzit în jurul nostru. Vedeți, plecați mai departe de această credință. Mulțumiți cu recunoștință, plecați mai departe, pentru că veți avea aici lucruri de trăit. Da, voi ați mai avut aici o ofertă pe care nu ați vrut să o acceptați și bine ați făcut. Dar ce se întâmplă acum? Vedeți, traume din trecut. Vă vindecați de traumele din trecut. Probabil acesta este și motivul pentru care ați avut această credință că toată lumea este la fel. Până nu vă ascultați aici, sufletul, această persoană predestinată nu ajunge și persoana este foarte aproape și voi trebuie să-i faceți loc. Da, se mișcă încet lucrurile. Cavalerul de monede vă spune că lucrurile se mișcă încet, dar în beneficiul vostru. Dragilor, vine în viața voastră o persoană la fel ca voi, o persoană frumoasă care vă iubește, un cavaler de cupe, o persoană care are ce să vă ofere, care este disponibilă emoțional, care știe, a trecut prin greutăți, prin trădări. Acum dorește liniște. Tot vi se spune aici, tot vi se spune să vindeci trecutul. Să-ți asculți cu adevărat dorința sufletului și să cauți să manifesti persoana aceea din mintea ta care ai crezut că este și cea din trecut și nu a fost, a fost un suflet pereche fals. Veți avea aici o întâlnire. Relaxați-vă că toate lucrurile capătă sens. Aici aveți o cale închisă, ceva ce este ascuns de voi. Schimbați-vă mentalitatea aceasta și manifestați cum ați oferit, puteți și să primiți. Și atunci toate porțile se deschid în fața voastră și acea persoană unică, acel om care trebuie să ajungă în viața ta, va ajunge. Ce urmează în viitorul vostru, pe plan sentimental, o nuntă, o iubire, o frumusețe. Carismă, o persoană frumoasă, carismatică, desăvârșită. Da, îmi place aici. Multe lucruri ați avut de îndurat. Persoane care ați trecut prin tot felul de greutăți, lacrimi. Ați ajuns la capătul răbdărilor. Unii dintre voi spuneți că nu mai există nimic. Totul este o păcăleală, totul este o. Toată lumea e la fel. Dragilor, gândiți puțin diferit și gândiți-vă la ce își dorește sinele vostru. Dacă acesta este ultimul cuvânt, nu mai manifestați nimic și rămâneți în această furie. Dar eu spun să vă ascultați sufletul, să vă înghițiți cuvintele acestea și să le sprostiți pe cele pe care voi vi le doriți cu adevărat. Pentru că în spatele acestei frici, aici o frică, este o teamă de necunoscut, o teamă să începi din nou, să nu pățești la fel. În spatele acestor frici stă o mare iubire, stă o mare dorință de iubire. Iar iubirea vine, dragilor, vedeți, aici este Cupidon. Nu trebuie să te îngrijorezi de nimic, ascultă-ți sufletul și manifestă ceea ce îți dorești, pentru că această persoană predestinată ajunge în viața ta cât de curând. Haideți să vedem de aici un sfat pentru voi. Un sfat pentru voi. Trebuie să ieși din zona ta de confort. Ieși din această credință. Se dublează această frază. Ieși din zona ta de confort, din credința că nimic nu poate să fie diferit și manifestă. Nu aveți nimic de pierdut, vedeți ce se întâmplă. Nu te panica și nu sta în frici. Reinventează-te pe tine, iubește-te pe tine și persoana care va veni te va iubi la rândul ei, la fel cum tu te iubești. Nu te învinovăți, nu te întrista și mergi mai departe. Vei avea surpriza vieții tale. În viața ta intră acea persoană
pe care tu ți-o dorești dintotdeauna. Multă, multă iubire va fi aici, multă iubire, pasiune și adevăr. Aici veți fi doi oameni care veți purta culoarea voastră. Nu veți dori să păreți altcineva decât sunteți. Vă găsiți doi oameni perfecți, potriviți unul pentru celălalt. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!